Descoperirea Sfintei Treimi în iconografie. Disciplina religie, cultul ortodox, clasa a 8-a. În Biserica Ortodoxă, Sfânta Treime este reprezentată prin scena biblică a apariției celor trei persoane în fața dreptului Avram. Există mai multe copii a unei reprezentări de excepție realizată de Andrei Rubliov, după cum puteți vedea și în icoanele prezentate. Andrei Rubliov sau Sfântul Andrei Iconograful a fost un călugăr și pictor de icoane rus. Icoana lui cea mai cunoscută este cea a Sfintei Treimi. Această icoană, pictată în jurul anului 1400, a fost numită și icoana celor trei îngeri. Ea se înscrie în grupa icoanelor numite Ospitalitatea lui Avraam. Fiecare înger poartă un sceptru vertical, simbol al aspirației celor pământești către cele cerești. Sceptrele sunt în semnul puterii împărătești. Îngerul din mijloc îl reprezintă pe Dumnezeu Fiul, pe Iisus Hristos, care are în spate pomul vieții, iar în față, pe masă, împărtășania. În dreapta este reprezentat Sfântul Duh, în spatele căruia se află o stâncă din care izvorăște apa vieții. În partea stângă este reprezentat Tatăl Ceresc, iar în spatele lui este pictată o casă care ne amintește de citatul biblic: în casa tatălui meu multe lăcașuri sunt. În partea superioară a mesei întâlnim forma geometrică dreptunghiulară. Cele patru colțuri ne amintesc de cele patru evanghelii. Obiectele sunt dispuse sub formă de cerc. Cercul perfect este realizat de conturul celor trei persoane dumnezeiești, centrul cercului fiind mâna aflată în mijloc. Cercul este semnul veșniciei dumnezeiești. Mâinile lor sunt îndreptate către potirul euharistic. Acesta simbolizează jertfa de bunăvoie a Fiului lui Dumnezeu. Îngerii sunt grupați în icoană în ordinea din simbolul de credință. Cred într-unul Dumnezeu Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. Această icoană ne îndeamnă să fim mereu în apropierea Sfintei Treimi. Să ne verificăm cunoștințele. Autorul acestei icoane este un pictor renumit din Rusia. Identificați numele lui: Michelangelo, Andrei Rubliov, Teofan Grecul, Irineu de Lion. Dispunerea persoanelor și a obiectelor în icoană este sub o formă geometrică care simbolizează veșnicia dumnezeiască. Identificați-o: trapezul, pătratul, cercul, triunghiul. Cei trei îngeri simbolizează persoanele Sfintei Treimi. Identificați ordinea corectă de la stânga la dreapta a reprezentării persoanelor divine: Tatăl, Fiul, Sfântul Duh, Fiul, Tatăl, Sfântul Duh, Tatăl, Sfântul Duh, Fiul. Realizați o compunere prin care să descrieți icoana Sfintei Treimi
de Andrei Rubliov.